Sfârșitul iernii de Vasile Alexandrii, citită în limba română pentru LibriVox.org de Muntananda. Înregistrare făcută de Biblioteca Bucovinei Igesbiera, Suceava. S-a dus zăpada albă de pe întinsul țării, s-au dus zilele babei și nopțile vegherii, câmpia scoate aburi, pe umedul pământ se întind cărări uscate de-al primăverii vânt. Lumina e mai caldă și în inim pătrunde. Prin râpi adânci, zăpada de soare se ascunde. Păraiele umflate curg iute șopotind și mugurii pe creangă se văd îmbobocind. O, Doamne, iată un flutur ce prin văzduh se pierde. În câmpul veștet, iată un fir de iarbă verde pe care încet se urcă un galben gândăcel și sub a lui povară îl pleacă încetinel. Un fir de iarbă verde, o rază încălzitoare, un gândăcel, un flutur, un clopoțel în floare. După o iarnă lungă și un dor nemărginit, aprind un soare dulce în sufletul uimit. Sfârșitul poeziei. Această înregistrare este în domeniul public.